Google a colectat date de la aplicațiile instalate pe dispozitivele utilizatorilor pentru studiul despre mobilitatea populației în timpul pandemiei de coronavirus. Rapoartele sunt împărțite pe țări și pe unități administrative, iar în cazul României, pe județe. Analiza în cazul românilor se referă la perioada 16 februarie-29 martie. Media obținută este comparată cu cea înregistrată în perioada 3 ianuarie-6 februarie-2020. Studiul arată că românii și-au redus în medie cu 81% ieșirile în scop recreativ, precum frecventarea restaurantelor, a cafenelelor și a mall-urilor. Locuitorii din București, Brașov, Cluj, Covasna și Suceava au ieșit cel mai rar în mall-uri, parcuri și muzee. În toate cele 5 județe s-au redus cu 85% ieșirile în scop recreativ. Ardelenii au fost cei mai disciplinați la acest capitol. În majoritatea județelor transilvanene s-au observat scăderi cu peste 80%. Alba 83%, Brașov 85%, Cluj 85%, Covasna 85% și Sibiu 83%. Și în Moldova au existat scăderi importante la acest indice. Suceava 85%, Iași 82%, Vrancea 81%, Bacău 80%, Galați 80%. Locuitorii din Teleorman au avut în această perioadă cele mai multe vizite în magazine și cumpărături neesențiale. Ieșirile care nu sunt strict necesare au scăzut cu doar 56%. Și Ialomița se află în topul județelor nedisciplinate, cu scăderi de 62% a ieșirilor recreaționale, respectiv cu 47% a ieșirilor în parcuri. În Giurgiu s-a înregistrat o reducere de 63% a ieșirilor recreaționale și de 37% a ieșirilor în parcuri și piețe publice.